Hello! It's good to find you again on the Arca page. Bună! Și bine v-am regăsit pe pagina Arca. This is Romanian for migrants. Acesta este cursul de limba română pentru migranți. Lecția de astăzi este despre substantiv. The lesson we are studying today is about the noun. What is the noun? This is a material created by Arca, Romanian Forum for Refugees and Migrants. Acesta este un material creat de ARCA, Forumul Român pentru Refugiați și Migranți. First, what is substantiv? Substantiv, or in English the noun, are all those words which describe. Substantiv se referă la toate cuvintele care descriu. Obiecte, object, de exemplu, masă, scaun, televizor, farfurie. Ființe, or beings, om, femeie, bărbat, Ana, Ioana, Hamza, iepure, urs, câine. Locuri, or places, munte, mare, București, România. Natural phenomena, fenomene naturale, ninsoare, ploaie, vânt, or others, sau altele. Mișcare, bucurie, tristețe. To make it easier, we will study the nouns by categories. Ca să fie mai ușor, vom studia substantivele în categorii. One of the categories is that of vegetables, legume. Folosim substantive pentru a vorbi despre roșie, cartof, morcov, varză, fasole. Then we have fruits. Apoi avem fructe. Portocală, măr, banană, cireașă, căpșună. Then we have the human body. Apoi avem corpul uman. Mână, picior, deget, ochi, nas, gură. Then we have objects in the kitchen. Apoi avem obiecte din bucătărie. De exemplu, lingură, cuțit, furculiță, cană, ceașcă, pahar, farfurie, cuptor. We have objects in the bathroom. Avem obiecte din baie. Săpun, prosop, chiuvetă, periuță de dinți, toaletă, duș. We have objects in the bedroom. Avem obiecte din dormitor. Pat, noptieră, covor. Objects in the living room. Obiecte din sufragerie. Canapea, fotoliu, lampă. Then we have colors. Apoi avem culori. Roșu, albastru, galben, verde, alb, negru. Then we have days and months. Apoi avem zile și luni. Luni, ianuarie, vineri, duminică. Then we have domestic animals. Apoi avem animale domestice. Câine, pisică, porc, găină, hamster. Then we have wild animals. Apoi avem animale sălbatice. Lup, urs, vulpe.
Then we have objects that we find in the city. Obiecte pe care le găsim în oraș. Stradă, mașină, autobuz, metrou, piață, școală. Then we have a category for clothes. Apoi avem haine. Cămașă, tricou, pantaloni, pantofi. And of course we have other categories that we will discuss during the lessons that follow. Now we have the genders of the noun. In English language we don't have such a thing as genders, but in Romanian we do, and understanding them is essential in order to speak correctly. În limba engleză nu avem genuri ale substantivelor, dar în limba română avem. Și este important să le înțelegem pentru a vorbi corect. We have three genders. Avem trei genuri. 1. Genul masculin. The masculine gender. De exemplu, bărbat, băiat, inginer. Then we have the feminine gender. 2. Genul feminin. De exemplu, femeie, fată, profesoară, carte, cameră. And the third one is the neutral gender. Și 3. Avem genul neutru. Scaun, telefon, televizor. Aceste 3 genuri sunt foarte importante și vom discuta în lecții separate despre fiecare dintre aceste genuri. We will discuss in individual lessons about each of these genders. Genders are very important, as using them correctly can help you connect nouns with verbs, adjectives, and other parts of a sentence. Genurile sunt foarte importante, deoarece a le folosi corect ne ajută să conectăm substantivele cu verbe, adjective și alte părți ale unei propoziții. It is important to know that every noun has only one possible gender. Este important de știut că fiecare substantiv are un singur gen posibil, unul din cele trei. In every category of nouns that we will study, I will provide you with the correct gender for each. So it is recommended you learn the words in connection with the gender. În fiecare categorie de substantive pe care o vom studia, vă voi da genul fiecărui substantiv, astfel că vă recomand să învățați cuvintele în legătură cu genul de care aparțin. We will continue with the first lesson containing nouns, which is the first category of nouns that we will study, the human face. What nouns are used to describe its parts? Vom continua cu prima lecție care conține substantive și anume prima categorie de substantive pe care o vom studia. Fața. Ce substantive folosim pentru a descrie părțile feței? We will continue with all the categories described in this video. Vom continua cu toate categoriile descrise în acest video, astfel că vom avea lecții despre restul corpului uman, despre legume, despre fructe, despre obiecte din bucătărie, dormitor, sufragerie și așa mai departe. We will also study the plural of the nouns and how it is formed. De asemenea, vom avea lecții pentru pluralul substantivelor și cum se formează. So please follow the next lesson, as this was a lesson of introduction. Așa că vă rog urmăriți următoarele lecții, deoarece aceasta a fost doar o lecție de introducere. Stay healthy! This was your Romanian teacher, Mădălina Mihai. Am fost profesoara de limba română, Mădălina Mihai. This is a material created by ARCA, Romanian Forum for Refugees and Migrants. Acesta este un material creat de ARCA, Forumul Român pentru Refugiați și Migranți. Mulțumesc!